Apar, doamnelor și domnilor, detalii noi după ce audierile de ieri în mega dosarul de luare de mită de la Spitalul din Timișoara au avut loc. Cei 6 medici și o asistentă sunt acuzați că ar fi luat șpagă de la cel puțin 42 de bolnavi de cancer sau de la rudele lor. Suma totală se ridică la peste 100.000 de euro. Unul dintre medici a fost chiar prins în flagrant. Cardele medicale acum sunt cercetate sub control judiciar. Aflăm acum mai multe informații despre caz de la Alexandra Dinu. Spune-ne ce mai știi, Alexandra, bună dimineața! Unde audier procurorii au decis ca cei 6 medici și asistenta să fie cercetați sub control judiciar. Polițiștii au stabilit că în ultimii 2 ani au luat mită fie de la pacienții bolnavi de cancer, fie de la rudele care veneau la spital. În total, 42 de persoane ar fi dat bani celor 6 medici asistentei. Defalcat, unul dintre medici a primit de la 10 pacienți bani din anul 2022 până anul acesta. Apoi, alți 2 medici au primit în total de la 18 persoane bani de la pacienți sau de la rude. Și asistenta a luat sume de bani de la cel puțin 6 pacienți, asta spun anchetatorii. Banii, suma de fapt, este una uriașă, de peste 100.000 de euro. Medicii nu au putut justifica sumele de bani care au fost găsite la ei acasă și aceste sume au fost puse sub sechestru. Anchetatorii vorbesc despre o rețetă pe care medicii o foloseau, prin care primeau aceste sume de bani pentru diferite servicii medicale sau pentru operații care oricum erau decontate.